Bună seara, sunt Sebastian Zacma și vă invit la România Politică. O Românie care are programate alegerile prezidențiale în această toamnă, este fierbere mare, PSD și PNL nu se mai înțeleg în coaliția de guvernare, dar peste aceste alegeri prezidențiale se va suprapune un referendum extrem de important, în capitală e drept, însă chiar și așa, deși vorbim de un referendum local, el poate să schimbe soarta alegerilor prezidențiale. În paralel, partidele au depus listele cu candidați. Astăzi a fost ultima zi în care partidele puteau să depună liste cu candidați. Chiar și partidele mici au reușit pe ultima sută de metri să strângă semnăturile. Așadar, începem discuția despre viitorii candidați. Ce vom alege, pe cine putem să punem ștampila pe data de 9 decembrie pe data de 1 decembrie la alegerile parlamentare și sigur vorbim aici despre alegerile prezidențiale extrem de importante, turul 1 pe 24 noiembrie și apoi turul 2 pe 8 decembrie. Alături de mine Florina Presadă, politician Sens. Bună seara, doamna Presadă. Bună seara. Dumneavoastră v-ați chinuit până în ultima clipă să strângeți semnăturile pentru Sens. Sens este partidul susținut de Nicu Ștefănuță, da? Mulți dintre colegii dumneavoastră de partid au contribuit la campania lui Nicu Ștefănuță, au strâns semnături pentru Nicu Ștefănuță. Acum lucrurile au stat invers. A strâns semnături pentru dumneavoastră și pentru partidul Sens, astfel încât să puteți candida la alegerile parlamentare pentru Senat și Camera Deputaților. Ați strâns semnăturile necesare sau nu? Da, am strâns semnăturile necesare. Avem 101.000 și ceva de semnături validate la Biroul Electoral Central. În acest moment se depun candidaturile la toate birourile electorale județene din țară. Suntem efectiv pe ultima sută de metri. Sunt încrezătoare că vom reuși. Cred că suntem surpriza acestui tur de forță care a însemnat strângerea semnăturilor necesare pentru a putea candida. După cum știți, era nevoie de aproximativ 100.000 de semnături, dar mă bucur tare mult pentru că am reușit să trecem de această etapă din calendarul electoral. Am beneficiat de susținerea tinerilor, a părinților lor, de peste tot din țară. Vreau să mulțumesc în mod special voluntarilor noștri și celor care s-au mobilizat online și offline pentru a ne susține cu semnătura lor. Extrem de valoros acest efort. Lucrul ăsta ne permite să fim pe buletinele de vot la 1 decembrie. Deocamdată sunteți surpriza printre alegeri, surpriza din perioada de precampanie pentru strângerea de semnături. Credeți că veți fi surpriza și la alegerile parlamentare? Eu sunt extrem de încrezătoare că toată lumea va avea această surpriză în ceea ce privește partidul Sens. Eu am văzut această mobilizare nu numai online, ci și offline. De altfel, dacă ne uităm și la scorul și numărul de voturi, dacă l-a avut Nicu Ștefănuță la europarlamentare, vom vedea că am strâns voturi de peste tot din țară. Noi suntem în acest moment dovada că societatea românească se schimbă și se schimbă în bine. Este o societate care își dorește egalitate, care își dorește armonie. Nu mai, sunt oamenii nu mai vor să fie învrăjbiți de discurs instigator la ură. Oamenii sunt preocupați de cu totul alte teme și noi ne propunem să lucrăm pe aceste teme care au fost mult timp ignorate de către toți ceilalți politicieni. Dar nu credeți că se împart voturile pe partea dreaptă, doamna Presadă, între dumneavoastră, USR, Reper și Sens, nu, și Sens și Partidul Drept, că și domnul Vlad Gheorghe are partidul său? Da. Vreau să fac o precizare extrem de importantă. Partidul Sens se definește ca fiind un partid de centru stânga progresist. Deci partea dreaptă e liniștită, merge mai departe cu partidele care s-au poziționat pe partea dreaptă. Noi ne-am poziționat la centru stânga. Da. Nu cred că... Dar mi-e greu să credeți că rupeți din voturile PSD, totuși. Nu. Dar uitați-vă la participarea la vot, la ratele de participare la vot la ultimele alegeri parlamentare. Ele nu depășesc în mod normal 30 ceva%. Deci există o masă mare de români care consideră că nu are motive să se ducă la vot. Partidul Sens va mobiliza dintre acești oameni la vot pe 1 decembrie, la alegerile parlamentare. Ne bazăm foarte mult pe cei tineri, dar și pe familiile tinerilor, pentru că atunci când un tânăr ajunge la facultate și e bine acolo unde este la studii, de exemplu, și are acces la servicii și nu trebuie să ia bani de acasă pentru chirie,
și condițiile de cămin sunt în regulă pentru el, ca să poată studia așa cum trebuie să studie, să studieze, să nu se mai preocupe de lucruri ca faptul că nu merge dușul în cămin. Lucrul ăsta e important și pentru părinții acestor tineri și pentru bunicilor, iar mesajul nostru nu este doar pentru tineri. Lucrând aici cu ei, de fapt, producem o schimbare pentru întreaga societate românească și cred că asta a și mobilizat oamenii să ne susțină cu cele peste 100.000 de semnături. Dumneavoastră ați intrat în politică în USB, dacă nu mă înșel, da? În formațiunea fondată atunci de Nicușor Dan, strict pentru București, ulterior ați devenit parlamentar USR. Susțineți referendumul lui Nicușor Dan, acum anunțat pentru toamna aceasta? Eu aștept să discutăm acest lucru în interiorul partidului și să luăm o decizie împreună. Nu vreau să mă antepronunț cu privire la poziționarea sens pe acest subiect. Dar disputa din București dintre Nicușor Dan și Daniel Bănuță, cum ați văzut-o? E clar că pe fondul unor reglementări care să fie mai clare și care să nu dea naștere acestui conflict, s-au înfruntat două forțe aici, aflate și ele în campanie electorală. A fost un peisaj destul de trist pentru bucureșteni, să vedem cum un subiect, cum era consolidarea planșeului de la Piața Unirii, un subiect care a trebuit să fie important, dacă vorbim despre siguranța bucureștenilor, a fost folosit electoral, normal, pentru în această situație și acum suntem nevoiți să organizăm un referendum. Poate că totuși există și alte soluții, nu știu. În orice caz, felul în care e administrat Bucureștiul în prezent, cu 7 sectoare și o primărie generală, e deficitar. Lucrul ăsta ar trebui să se schimbe, am mai spus-o și în trecut, nu e prima dată, e părerea mea. Vedem, de exemplu, că zonele protejate sunt împărțite între sectoare, vedem că serviciile arată diferit între sectoare. Ar trebui oricum ceva să se schimbe, avem nevoie de o lege care să permită o administrare eficientă a capitalei. V-ați hotărât cu cine votați la prezidențiale, doamna Presada? Puteți repeta, vă rog? V-ați hotărât cu cine votați la prezidențiale? Nu m-am hotărât. După cum spuneam și data trecută, voi aștepta ultima zi a campaniei electorale ca să mă pot hotărâ. E clar că vom avea surprize. Candidații produc surprize în fiecare zi. Opțiunea de vot se poate schimba până la urmă. Bine, atunci revin cu această întrebare în ultima zi a campaniei electorale. Vă mulțumesc foarte mult. Aștept să ne auzim și atunci. Sigur. Mulțumesc mult pentru comentariul dumneavoastră și eu mă aștept aici la România Politică. Mergem mai departe, însă rămânem la același subiect, referendumul din București anunțat de Nicușor Dan. Nicușor Dan trebuie să colaboreze cu guvernul. E obligat dacă vrea să-și vadă întrebările pe un buletin de vot. Discutăm cu purtătorul de cuvânt al PSD, domnul Lucian Romașcanu. Bună seara, domnule Romașcanu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Romașcanu, ați anunțat ca partid că veți susține referendumul lui Nicușor Dan, că sunteți de acord ca bucureștenii să răspundă la cele două întrebări, însă tehnic, cum se va întâmpla acest lucru? Există o comunicare între primărie și guvern, astfel încât să transpuneți întrebările dorite de Nicușor Dan chiar într-un referendum? Păi, în primul rând, da, e foarte important să spunem că suntem de acord cu exercițiul democratic, nu suntem de acord neapărat cu modul cum vede Nicușor Dan mai departe Bucureștiul în urma răspunsului la acele întrebări. Uh-huh. Adică, mă rog, eu tot aud la tot pasul că PSD-ul vrea să ia toată puterea, dar dacă l-aud pe domnul Ciucă, dânsul vrea să câștige, premier de la dânsul are 5 nume, domnul Nicușor Dan vrea să dea el avizele în București după orice se construiește, vrea să împarte el banii la sectoare. Deci, chiar tot așa la Nicușor, dar nu știu, să vedem dacă alegătorii sunt de acord să-și desfințeze primarii de sector pe care tocmai ce au votat. Dar, într-adevăr, ca exercițiu democratic, el trebuie să întâmple și înțeleg că sunt dispoziții legale care permit acest lucru. Nu știu dacă se permit în aceeași circunscripție electorală, o să vedem ce discuții vor fi. Din partea guvernului vor trebui să răspundă la întrebarea asta, cred că, ministrul de interne și ministrul justiției. Aici sunt de la PNL care... Partid care are o relație din ce în ce mai bună cu Nicușor Dan. Observăm. Păi, dacă dumnealor așa cred că Bucureștiul trebuie să meargă înainte cum a mers și cu ultimii 4 ani, foarte frumos. Este decizia dumnealor.
Înseamnă că domnii de la care dețin aceste portofolii vor promova actele normative necesare pentru a rezolva problemele domnului Nicușor. În orice situație, dacă se va ajunge la acel vot în Consiliul General și se va ajunge, Partidul Social Democrat va susține. Mai departe, administrativ, este problema domnului Nicușor Dan să-l organizeze. Dumneavoastră v-ați dori mai multă putere pentru primarii de sector? Că există această dezbatere în societate. Unii spun ar trebui să desființăm primăriile de sector, să existe doar o primărie generală și poate, nu știu, niște city manager de sector, să le spunem. Alții spun nu, fiecare sector ar trebui să aibă atribuții clare prin lege, un buget consolidat astfel încât să schimbe acolo viața cetățeanului. Păi noi, prin toate deciziile luate și prin toate planurile de viitor, ca Partid Social Democrat, susținem descentralizare. Acum trebuie să știm, eu sunt președintele ales al Consiliului Județean Buzău, care județ are vreo 400.000 de locuitori. Cam cât unul din sectoare. Nu poți funcționa cu o asemenea dimensiune, cred eu, doar cu un administrator public sau cu un, nu știu ce să-i zicem noi, ceva director de sector. Am văzut și în alte locuri din lume modelul prin care fiecare subdiviziune a capitalei are primar. Sunt și altele în alt fel. Cred că trebuie, sigur, gândită, regândită legea, văzut care sunt atribuțiile clare într-o parte și în alta, dar totul numai într-o parte sau totul în cealaltă nu cred că funcționează. Dumneavoastră sunteți ales președinte al Consiliului Județean Buzău, dar sunteți și pe lista de la Senat, la PSD. Pentru că politica a fost o decizie și a organizației și la nivel central, având în vedere notorietatea, având în vedere mesajele pe care le dăm, că pot fi un plus fiind pe această listă. Deci candidați și apoi vă retrageți și lăsați pe următorul în Senat. Sigur că da. Noi la Buzău am avut întotdeauna doi senatori. Cei care sunt pe locul 2 și 3 probabil că vor fi. Este o decizie de strategie, nimic altceva. Da, de asta vă întrebam, pentru că, de exemplu, la PNL e o situație similară cu a dumneavoastră, cu domnul Bolojan, care e președinte în funcție, chiar, a câștigat un nou mandat, candidează și pe lista de la Senat, dar surse din PNL spun că va rămâne senator și de asta întrebam să vedem. Eu nu am intenție să rămân senator, adică este evident că am beneficiat de alegerea cetățenilor din Buzău. În schimb, domnul Bolojan, în principiu, este un tip extrem de notoriu și probabil că ajută și din lista de acolo. Mai departe, e de văzut. Oricine poate. A fost domnul Veștea de la Brașov, care a primit o funcție în guvern și a renunțat la Consiliu. Exact. Sunt mai multe cazuri. Da. Dar și acum s-a întors. Nu am altă idee decât de a rămâne la Buzău. Domnule Romașcanu, cum discutați prin telepatie cu PNL? Cum e comunicarea asta prin telepatie? Pentru că este întrebat domnul Ciolacu despre o decizie a domnului Ciucă. Dacă domnul Ciucă spune că el nu mai vorbește cu colegul de coaliție, ca colegul din conducerea celuilalt partid din coaliție. Când ai de luat decizii politice importante, cum este cea cu pragul la micro-întreprinderi, cum să-l întrebi pe domnul Ciolacu când celălalt nu vrea să mai vorbească? Toată răspunderea acestui gest politic care nu are legătură cu responsabilitatea îi aparține domnului Ciucă. Nu poți să te superi să-ți iei jucăriile. Când domnul Ciucă a votat împreună cu PNL-ul, data alegerilor din septembrie, după care a decis că nu mai e bine că încep școlile, sigur că a fost un cuvânt încălcat. Singurul cuvânt încălcat de altfel în această coaliție a fost al domnului Ciucă. Domnul Ciolacu nu și-a luat ficusul să plece. N-a fost o bucurie să vezi că ai un coleg de coaliție care nu se ține de cuvânt, dar a mers înainte, că avem de dus seara până la capăt. Dânsul s-a supărat acum că și el a spus consultanții, probabil. Cred că e un act de nu știu cum să spun, de puțină responsabilitate când ai de guvernat o țară să ai supărat de genul. Domnule Romașcanu, dar totuși cum a rămas cu IMM-urile? Că e o miză importantă aici, vorbim de 1 miliard de euro, nu? Bani din PNRR. Este vorba, nu știu dacă tot se referă la IMM-uri, nu, cred că e vorba de suma, am spus 40. Suma totală pe care riscăm să o pierdem, 1,1, da, mă rog, la IMM-uri e ceva mai... Nu se va pierde niciun ban, este o amânare de 6 luni de zile și sigur toate reformele se vor face. Dar vreau să văd că reforma legată de IMM-uri, pentru că este o decizie politică, este o decizie politică la care trebuie să facă parte nu numai PSD și PNL, ci și USR-ul, ci și restul clasei politice. Pentru că discutăm despre un segment extrem de important în viața economică a României și trebuie să fie o decizie consensuală. Pierdem acei bani pentru a menține
pe cei mai importanți participanți la PIB-ul României și la dezvoltare și la clasa de mijloc. Adică nu creșteți impozitele pentru IMM-uri, asta, de fapt asta, taxele pentru IMM-uri, asta e miza. Într-un fel, da, invers spus, să scazi pragul, deci în principiu crești taxele peste pragul respectiv. Uh-huh. Deci este o decizie pe care trebuie să o luăm împreună. Nu poate să o ia doar PSD-ul. De asta este o coaliție politică, de asta avem acest proiect comun ca să decidem împreună. Nu poate doar PSD-ul să ia chestiunea asta, deși reprezentanții PNL-ului din guvernul anterior împreună cu USR-ul au pus această scădere de prag în PNRR. Și domnii de la PNL se joacă cu cariocii. Domnule, avem linii roșii, linii roșii, linii roșii. Păi tu ai linii roșii pe care le-ai trasat după ce ai scris ceva în PNRR. Hai să corectăm împreună. Mulțumesc pentru explicații, domnule Romașca, nu vă mai așteptați. Mulțumesc și eu mult de tot. Mergem mai departe și discutăm același subiect, însă din cealaltă perspectivă a coaliției de guvernare. Alături de noi, purtătorul de cuvânt al PNL de această dată, Ionuț Stroie. Bună seara, domnule Stroie. Bună seara, bună seara interesatorilor noastre. Nu știu dacă l-ați ascultat pe domnul Romașcanu, tocmai v-a acuzat că vă jucați cu cariocile de-a linia roșie pe care nu trebuie să o depășiți în guvern. N-am ascultat intervenția domnului Romașcanu, dar altfel nici nu s-a putut auzi, pentru că sunetul este foarte, foarte jos. Da, domnul Romașcanu... S-a referit domnul Romașcanu și... Mă ofere să comentez cariocile și alte lucruri care, în mod neserios, PSD-ul încearcă să le aducă așa în dezbaterea publică. Domnul Romașcanu vă acuză că, de fapt, îl acuză pe liderul dumneavoastră, pe președintele PNL Nicolae Ciucă, că nu-i răspunde la telefon domnului Ciolacu și nu puteți să luați o decizie politică în coaliție pe tema IMM-urilor, pe tema reducerii acelui prag de impozitare. Păi, scuza perfectă, ce să zic, scuze și acuze. Asta este apanajul oamenilor slabi care sunt neasumați. Ei ar trebui, în mod evident, atât timp cât au pretenția că conduc acest guvern, să poarte aceste discuții tehnice cu Ministerul de Finanțe, cu IMM, Ministerul Economiei, care se găsește în portofoliul PSD și, bineînțeles, să vină cu o soluție, mai degrabă decât să arunce vina în zona președintelui PNL, care, vezi, doamne, nu răspunde la telefon. De parcă ar mai conta, în vreun fel, aceste discuții private între cei doi în acest moment. Am spus-o foarte clar, atât timp cât tensiunile provocate de interesele electorale al PSD au parazitat această colaborare la nivel guvernamentar, guvernarea este în modul tehnic, adică funcția de premier și funcția de ministri sunt direct răspunzători de buna guvernare acestei țări și, în mod evident, trebuie să vină cu soluții. Mai degrabă, decizii politice în legătură cu ce vom face, cum vom face, noi sperăm să facem într-o cu totul altă ecuație politică după aceste alegeri, peste două luni de zile. Dar cum va funcționa această comunicare pe care astăzi Marcel Ciolacu a numit-o ca fiind prin telepatie? Eu nu înțeleg de unde această nevoie a PSD-ului de a se consulta așa dintr-o dată cu partenerii de coaliție. Dacă până acum exercitau această putere într-un mod arbitrar și indiferent de poziția PNL-ului sau de solicitările noastre, acționau fără niciun fel de grijă, de data aceasta nu mai pot, iată, paralizată activitatea guvernului, că tensiunile din coaliție sau lipsa poziționării PNL cumva ar jena PSD-ul să ia decizii. Haideți să dăm măsura valorii noastre și să luăm decizii și să venim cu soluții. Într-adevăr, destul de greu fără o majoritate politică care să susțină acest guvern, dar prin asumare și responsabilitate, eu cred că PSD poate să traverseze lucrul ăsta. Până la urmă, e și o probă pentru ei, că tot ne găsim în acest examen extrem de important, examen electoral pe care trebuie să-l trecem toate partidele. Cu succes sau nu, vom vedea ulterior. Domnule Stroie, în continuare, coaliția de guvernare va funcționa ca o majoritate parlamentară ca atare sau după votul de luni din Consiliul General, acolo unde ați anunțat că îl susțineți pe Nicu Șordan și veți consolida practic o majoritate de dreapta, se vor precipita lucrurile și în Parlament? Atenție foarte mare. Am spus-o că modul de funcționare al acestui guvern în ultimele două luni de zile va fi unul asemănător cu funcționarea unui guvern interimar, care nu mai are o majoritate parlamentară care să
gireze marile proiecte sau marile decizii. Atât timp cât dialogul politic este întrerupt, în mod evident, nu poți promova mari decizii la nivel guvernamental și ăsta e și motivul pentru care probabil rolul acestui guvern în ultimele două luni va fi mai degrabă să administreze decât să influențeze foarte, foarte mult deciziile guvernamentale. Dar, trăgând această paralelă pe care dumneavoastră o faceți cu referendumul, eu nu cred că acest referendum are mare relevanță națională. Pentru că în momentul de față privește o problemă a Bucureștiului legată de modul în care sunt administrate, cel puțin pe zona de urbanism, chestiunile importante și relevante. Noi am spus-o foarte clar că susținem această formă de consultare a electoratului. Este, dacă vreți, un exercițiu exersat în foarte multe țări democratice. Este o obișnuință să folosești asemenea evenimente electorale, cuplând, evident, și teme locale. În privința oportunității, am spus-o cât se poate de clar că susținem organizarea acestui referendum, de altfel a transmis-o public președintele Ciucă, pentru a da ocazia oamenilor să spună până la urmă cum văd ei administrarea Bucureștiului. E nevoie de o clarificare și cred că PSD s-a speriat ușor de demonii pe care i-a trezit apropo de ce s-a întâmplat în Piața Unirii. Demon care bântuie acest partid de 20 de ani, pentru că mereu dau această senzație că dacă pot, ei sunt în stare să facă orice vor cu puterea. Și acum au încercat, am văzut, să intre într-un mod de damage control, așa, să oprească acele demersuri și acele șantiere demarate în pripă. Dacă n-ar fost probabil acest eveniment care într-adevăr influențează opinia publică și are impact politic, probabil că acest referendum ar fi trecut la și altele, adică ar fi fost foarte greu pentru un primar să ridice un asemenea subiect dacă, de exemplu, PSD ar fi gestionat mai cu tact situația din Piața Unirii și dacă ar fi existat un dialog instituțional obligatoriu între primarii de sector și primarul general al. Dar dumneavoastră înțelegeți poziția PSD? Pentru că PSD spune votăm și noi în Consiliul General să se organizeze referendumul, dar apoi domnul Ciolacu întreba dacă guvernul chiar va pune acele întrebări pe un buletin de vot, a ezitat să dea un răspuns clar. Nu știm exact care e procedura. Adineauri, domnul Romașcanu a spus că ține mai degrabă de Ministerul de Interne și de Ministerul Justiției, deci miniștrii care sunt în curtea PNL. Eu am spus foarte clar că PSD s-a speriat, bate în retragere în mod evident. Ar fi fost pentru ei un gest care ar fi generat sau ar fi readus această miză anti-PSD la nivelul electoratului din București dacă s-ar fi împotrivit. Și cred că oamenii și electoratul din București au ajuns să vadă foarte clar aceste lucruri, pentru că din punctul nostru de vedere este cât se poate de clar că este un demers corect și e absolut și din punct de vedere legal și din punct de vedere oportunității posibil să facem această dezbatere, amplă dezbatere publică în legătură cu această decizie. Trăgând linie, eu cred că o să vedem o prezență mai mare în București, în sensul unei mobilizări mult mai mare a publicului anti-PSD. Și, bineînțeles, este absolut necesar de evitat pentru ei strategic, vorbim, mă dezbrac ușor de haina de politician și încerc să răspund în sensul în care mi-a spus și întrebarea, cred că vor evita acest subiect în următoarea perioadă. Dar credeți că poate să influențeze totuși decisiv alegerile prezidențiale? Că am văzut multe analize, mă rog, cel puțin în mediul online, care cam asta spun, că Nicușor Dan va scoate la vot un electorat anti-PSD sau electoratul său de dreapta, poate chiar și oameni nehotărâți pe cine să pună ștampila, și ar putea să ducă un candidat al dreptei în finala prezidențială, o finală pe care, sigur, Marcel Ciolacu nu și-ar dori-o. Marcel Ciolacu, desigur, ar prefera să se înfrunte în turul 2 cu George Simion. Evident că PSD-ul are acest plan al promovării lui Simion în turul 2. De altfel, toți ne-am convins de această chestiune odată cu decizia CCR de eliminare din cursa lui Șoșoacă, care practic concura pe același tip de culoare electoral și electorat cu Simion.
e de preferat, apropo de dialogul extrem de apropiat între Dâncu, de exemplu Ponta, candidat PSD și Simion, ca, și facil de altfel pentru Ciolacu ca Simion să fie în turul 2, i-aș spune chiar era necesar un extremist de serviciu care să sprijine parcursul domnului Ciolacu, dar eu cred că în momentul de față cel mai mult va conta prestația fiecărui candidat la prezidențiale, pentru că mult așteptatele dezbateri cred că se vor organiza. Noi am fost și ne dorim să fim într-o majoritate care să susțină deopotrivă proiectele Bucureștiului, pentru că ne referim la acest lucru prin prisma evenimentului de la București, iar pe de altă parte să construim, evident, pe zona de dreapta un bloc politic care să contrabalanceze. În turul 2 vom avea un candidat al dreptei, Nicolae Ciucă, suntem convinși de aceste lucruri, toate analizele interne și sociologice și în plan extern indică acest lucru, și un PSD, bineînțeles, electorat de stânga, reprezentat de Marcel Ciolacu. Asta va fi finala prezidențială în 2 luni de zile. Da, credeți că e o competiție strânsă acum între Nicolae Ciucă, Mircea Joană, Elena Lasconi și George Simion, sau domnul Nicolae Ciucă, bazându-se pe forța partidului, are un avantaj? Să știți că este o competiție pentru turul 2, de altfel vedeți foarte bine la nivel strategic, toate partidele încearcă să-și maximizeze șansele și să puncteze, să influențeze, fie pe mobilizarea electoratului propriu, fie pe demobilizarea competitorilor pentru turul 2, dar cel mai bine poziționat candidat pe zona de dreapta este evident președintele Ciucă, și lucrul ăsta va fi confirmat de altfel și prin prisma votului politic și al vehiculului politic, și anume Partidul Național Liberal, care la locale și europarlamentare a înregistrat scorul de 230%, care practic vor conta enorm, enorm de mult. PNL este un partid mare, un partid articulat, un partid cu 1146 de primari care vor fi mobilizați la aceste alegeri, cu primari de municipii, reședință de județ, consilii județene. E un partid care pentru orice candidat reprezintă un atum plus față de argumentele personale și cariera, bună reputație și imaginea pe care evident o are domnul Ciucă. Domnule Stroie, dumneavoastră spuneți că vă doriți o majoritate de dreapta după alegerile prezidențiale, probabil și o majoritate în Consiliul General tot de dreapta, însă dacă cifrele, dacă rezultatul votului de la parlamentare va arăta că puteți să faceți o majoritate doar cu PSD, ce faceți? N-aș vrea să comentez acest scenariu pentru că ar fi practic un moment de mare dificultate în ceea ce privește dialogul politic în România, care ne-ar situa într-un scenariu nedorit. N-aș vrea să fac speculații. Dacă vom ajunge în această situație, vom decide și vom comenta la vremea respectivă. Mulțumesc mult pentru explicații, domnule Stroie, și vă mulțumesc și la România Politică. Așadar, discutam situația în care se află PSD în capitală, un PSD care e strâns puțin cu ușa sau, mă rog, cu gardurile pe care le-ați văzut pe la Piața Unirii, și a anunțat Partidul Social Democrat că susține referendumul Nicușor Dan. Să vedem dacă îl va susține până la capăt și guvernul Ciolacu va pune acele întrebări, cele două întrebări cerute de Nicușor Dan pe buletinul de vot. Până atunci, PSD e lovit indirect, am putea spune, de un scandal mediatic prin Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, un fel de minister al sporturilor. Doamna Lipă este și candidat PSD pentru Camera Deputaților, deschide lista PSD pentru Camera Deputaților la Botoșani, și am văzut federația condusă de doamna Lipă, Federația Română de Canotaj, pentru că doamna Lipă cumulează mai multe funcții, este și președinte al Federației Române de Canotaj, este și președinte al Agenției Naționale pentru Sport, este și vicepreședinte PSD, în fine și candidat PSD la prezidențial, la alegerile parlamentare. Vedem, a împărțit în mod dubios banii pentru performanțele obținute de sportivii români la Olimpiada de la Paris. Urmăriți imediat un material făcut de colegii de la Focus 18 de la Prima TV.
Documentele oficiale care au ajuns în presă arată că secretarul general al Federației Române de Canotaj și contabilul șef vor primi câte 162.000 de euro pentru victoria de la Olimpiadă. Asta în condițiile în care premiul pentru un sportiv cu medalie de aur este de 140.000 de euro și pentru unul cu medalie de argint 112.000 de euro. Confruntată de jurnaliști și de opinia publică revoltată, Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, spune că aceste premii sunt acordate conform legii. Angajații federațiilor sunt recompensați cu sume care reprezintă 40% din valoarea premiilor oferite sportivilor care au performat la Jocurile Olimpice Paris 2024. Normele financiare 1447/2007 cu modificările ulterioare la legea sportului numărul 69/2000 se aplică tuturor sportivilor, personalului auxiliar și al federațiilor de specialitate, precum și al instituțiilor prevăzute de lege, a declarat șefa Agenției Naționale pentru Sport. Acum la birou am invitat și pe doamna Lipă să vedem cu adevărat tot adevărul. Am înțeles că au fost bani dați la un contabil, la un medic, ei țin tot pentru întreg lotul. E normal ca și medicul echipei a lotului olimpic să aibă niște beneficii suplimentari. Normal ca tot angrenajul să aibă niște beneficii. Noi, la ora actuală, nu avem aceste premieri plătite. Sunt doar în faza de proiect pe hârtie. 160.000 și cu 160.000, 162.000, sunt 324.000, care înseamnă acest 40% din valoarea performanțelor realizate de canotajul românesc. Conform legii citate de Elisabeta Lipă, antrenorii, medicii, asistenții medicali, masării, kinetoterapeuții, cercetătorii, arbitrii, observatorii, operatorii video și personalul auxiliar reprezintă participanți la activitatea sportivă. Ba chiar ea a vorbit și despre o anomalie în sistemul plăților către angajații federației. Nu putem trece toate conturile acolo, ci ia unul singur și e normal să fie contabilul șef și secretarul general, după care se împart tuturor, dar banii se împart celor 60, cred, de persoane din federație. Adică banii care o să ajungă în conturi contabilei șefe, cei 162.000 de euro, ar trebui să fie împărțiți cu întreg personalul federației, 50 sau 60 de angajați, lasă de înțeles Elisabeta Lipă. Președintele Federației Române de Canotaj, Valeriu Gavril, spune că secretarul general sau contabila nu sunt obligați să împartă banii cu colegii lor. Totul este legal, uitați-vă și în hotărârea de guvern 1447. Dacă vor să împartă, nu vor să împartă, asta este treaba lor. Cei doi sunt nominal trecuți acolo, iar eu nu știu dacă vor să-și împartă banii sau nu. A declarat Valeriu Gavril, o practică care se află la marginea dintre evaziune fiscală și optimizare fiscală, spun economiștii contactați de Focus. Banii aceia plecați într-un cont de la federație ajung la o persoană fizică, care apoi persoană fizică face niște plăți către alte persoane fizice, transferul de bani, care sunt de fapt niște venituri și care în mod normal ar trebui și ele la rândul lor impozitate din moment ce sunt plătite. Dacă nu sunt plătite legal, ele devin venituri la negru și ar trebui confiscate de către stat. În această situație, banii sunt distribuiți într-un mod total netransparent și este puțin probabil ca ei să fie împărțiți în mod egal. În total, Federația Română de Canotaj a cerut guvernului 8.750.000 de euro. Ca banii să ajungă în conturile federației, suma trebuie să fie aprobată de executiv. Haideți să vedem ce spune opoziția despre acest subiect. Alături de noi, Cristina Prună, purtător de cuvânt al USR. Bună seara, doamna Prună! Bună seara! Cui dați dreptate? Domnului Popovici sau lui David Popovici, de fapt, sau domnului Novac, care e susținător și a pus acest subiect pe tapet, sau doamnei Lipă, care spune că banii aceia se vor împărți la mai multe persoane? Sigur, este un subiect care trebuie lămurit. Noi la USR am făcut deja o cerere în Parlamentul României pentru ca aceste lucruri să fie transparente până la urmă. Am cerut ca doamna Lipă să vină la Comisia de Sport și să explice lucrurile acestea.
Și credeți că va veni? Că ați făcut mai multe solicitări și pentru directorul de la Apele Române, de exemplu, mi-amintesc, trebuia să vină săptămâna asta și n-a mai venit. Asta vom vedea dacă va onora invitația, dar eu cred că totuși există o curiozitate în spațiu public de ce acea împărțire de bani s-a făcut mai mult către personalul tehnic, înțeleg, decât către sportivi. Și totuși cred că sportivii sunt cei care au depus, fără să minimizez munca depusă de ceilalți, dar au depus cel mai mare efort și ne-au reprezentat cu mândrie, au luat medalii și au făcut cinste țării noastre. Doamna Prună, aveți încredere că referendumul anunțat de Nicușor Dan, dorit mai exact de Nicușor Dan, pe care ești dumneavoastră, de la USR îl susțineți, va fi transpus totuși pe buletinul de vot de guvernul Ciolacu? Este un demers legitim pe care Nicușor Dan îl face și eu sper că domnul Ciolacu și PSD nu vor călca în picioare democrația din România. Bine, PSD și-a dat din nou arama pe față, a arătat din nou această abordare mafiotă, aș putea să spun, și nu spun un lucru mare. Lunea aceasta, luni seară, ne aducem cu toții aminte cum au vrut să calce legea în picioare, să primeze șmecheria din nou în România și în București de data aceasta. Adică șmecherii să nu respecte legea în timp ce noi, restul, plătitorii de taxe și impozite, fraieri în viziunea lor, să o respectăm. Totuși, trăim într-un stat de drept și legea trebuie să primeze. Deci eu sper că totuși acest referendum va fi dus la bun sfârșit, că bucureștenii vor putea să se exprime pe subiectele pe care Nicușor Dan le va pune pe masă. Important să știm cum se dau autorizațiile în București și să se dea de manieră corectă, să nu mai existe haosul acesta generalizat. Este important ca finanțarea să vină la pachet cu responsabilitatea. Nu poți să-i dai cuiva responsabilitatea fără să-i dai și finanțele. Da. Deci sper că nu se vor opune acestui referendum și că până la urmă bucureștenii se vor putea exprima prin vot. Doamna Prună, vă sperie acel sondaj de opinie pe care chiar dumneavoastră l-ați comandat la USR, în care doamna Lasconi pe locul 4, sigur, la mică distanță de locul 3 de Mircea Joana, însă pe primele două locuri sunt Marcel Ciolacu și George Simion? Știți, sondaje, noi am comandat și în trecut, vom mai comanda și în viitor. Vor mai fi tot felul de sondaje care vor apărea în spațiu public și de la alte partide politice, câteodată chiar și presa comandă astfel de sondaje. Dar ele sunt poze de moment și eu am încredere că doamna Lasconi va putea să facă o campanie frumoasă, una în care să vină cu o viziune pentru România pe viitor și să convingă românii că este acel candidat care poate să ajungă în turul 2 și până la urmă să-l învingă pe Marcel Ciolacu. Nu există motive de a ne speria, nu văd de ce, dimpotrivă. Este ceea ce am prezis, faptul că acea decizie a CCR una politică, până la urmă, chiar mă uitam că a apărut până și la Bruxelles această veste, a scris Politico Europe despre decizia CCR de a o invalida pe doamna Șoșoacă. A fost o decizie politică tocmai în acest spirit, ca domnul Simion să urce în sondaje, să recupereze acest electorat al doamnei Șoșoacă și astfel să avem din nou o finală de tipul Iliescu-Vadim pentru ca domnul Ciolacu să câștige, ca românii să voteze răul cel mai mic. Campania nu a început încă și sperăm să vedem acele dezbateri încă o dată între candidați și până la urmă să se vadă diferența dintre ei și încă o dată am încredere că doamna Lasconi poate să ajungă în turul 2. Aveți încredere în PNL când spune că nu mai vrea o guvernare cu PSD și vrea să formeze o coaliție de dreapta?
E cam greu să-i credem. Vă aduceți aminte, acum 2 săptămâni, noi am avut un demers în Parlament, anume am scris acea moțiune de cenzură, am invitat liderii PNL, l-am invitat pe domnul Ciucă să susțină acea moțiune de cenzură și să ne arate că demersul și vorbele domnului Ciucă au o valoare, anume că vor să se rupe de PSD, vor să putem să ne uităm la cum să construim o coaliție de dreapta care să guverneze România într-un mod corect anul viitor, să nu mai avem acel deficit care creează inflație și care ne mănâncă din puterea de cumpărare, să reducem risipa la stat și cheltuielile publice, să nu mai crească taxele până la urmă, pentru că românii au fost sărăciți și prin creșterea de taxe și uitați-vă la planurile care ies de pe la guvern, care merg în direcția creșterii de taxe, dar din păcate pare că domnul Ciucă e acolo prins cu conducerea PNL și este tot în această logică PSD-istă, în care ne spun că se rup de PSD, dar tot cu PSD de mână rămân. Eu sper că mai există oameni în PNL care înțeleg mizele economice pentru România anul viitor, care înțeleg că PSD totuși reprezintă esența socialismului pe care vrem să-l lăsăm în urmă și care să își dorească cu adevărat o guvernare de dreapta. Până la urmă suntem partidul care avem această viziune și putem să facem acele reforme care au tot trenat, reformele structurale ale statului. Mulțumesc mult pentru explicații, doamna Cristina Prună, și vă mai așteptăm aici la România Politică. Noi am ajuns la finalul primei părți, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în ora a doua. Vine analistul politic Radu Magdin. Discutăm despre tot ce s-a întâmplat în această săptămână și cât de mult vor conta toate aceste scandaluri, în special cel de la Piața Unirii din București, în competiția pentru alegerile prezidențiale. Rămâneți cu noi, ne întoarcem. Ne-am întors aici la Prima News, proiect de țară România, alegeri prezidențiale. Ăsta este proiectul de țară pentru toamna acestui an, în care România combină tot felul de alegeri. După ce în primăvară am văzut alegeri locale cu alegeri europarlamentare, acum urmează alegeri prezidențiale peste care se va suprapune în București un referendum local, astfel încât vom ști câtă putere va avea primarul general și cum se vor împărți banii la sectoarele din București. Alături de mine, analistul politic Radu Magdin. Bună seara, Radu. Bună seara, bine te-am găsit. Tot acest scandal de la începutul săptămânii, care sigur a durat până astăzi, de la planșeul Unirii, bătălia de la planșeul înalt, cum au glumit unii pe Facebook, cui aduce puncte electorale? Păi, Nicușor Dan, care oficial nu participă. Exact, nu are legătură cu lupta prezidențială. Este ca un fel la avanpremieră la 2029, ne facem campanie din timp. A început pas cu pas, pe matematic. Da, deci a jucat-o foarte bine, din punctul meu de vedere, iarăși, Nicușor Dan, pentru că ea de fiecare dată când intră într-o zonă care nu are legătură cu rațiunea, ci doar cu dominația morală, iese bine. Cum a făcut acest lucru și înainte de campania de la locale. Noi nu am dezbătut mult în spațiu public cine are dreptate din punct de vedere juridic, nu am discutat de urgența luării unor măsuri în ceea ce privește planșeul cu pricina, dar dintr-o dată situația a fost definită de către primarul general, care a venit și a spus, în esență, ăștia sunt băieții răi, am venit, dar la o parte ce este și mai discutăm, păstrăm legătura. Lucru care, dincolo de confruntarea propriu-zisă și de poziționare la cea mai înalt nivel al lui Ciolacu, al lui Ciucă și tot așa, diferiților lideri, până la urmă i-a oferit un boost pentru ideea referendumului, pentru că ne uitasem de la momentul în care primarul și-a reînnoit mandatul cu un procent convingător, ne uitasem de această chestiune, dar iată că a fost folosit ceea ce noi în politică numim momentă, da? un context de bună calitate,
Și în momentul de față pare că niciun mare șef de partid nu vrea să-și asume vreo luptă, vreo bătălie cu Nicușor Dan, ca și cum fiecare ar spera că Nicușor Dan vine și îi bate pe umăr și spune el și ea și pe toți îi preferă. Da? Ceea ce cred eu că este un pariu greșit, pentru că până la urmă maxim doi candidați vor capitaliza ceva de pe urmă Nicușor Dan. În primul rând doamna Rasconi și după aceea eventual domnul Ciucă. Exact. Cei care au lucrat la majoritatea pentru București din spate Nicușor Dan eventual. Uh-huh. Și Nicușor Dan cu acest anunț al referendumului pe București poate să influențeze decisiv soarta alegerilor prezidențiale? Acest referendum să mobilizeze atât de multă lume încât să încline balanța între un candidat și altul astfel încât să decidă finala prezidențială? În primul rând a spune că Bucureștiul, ca și Timișoara, ca și Bacăul, mai puțin Brașovul, după ultimele rezultate la locale, sunt trei orașe unde USR-ul scoate un scor bun. Acum că poate scoate un scor chiar un pic mai bun decât ceea ce în general ar scoate, da? Deci există mobilizarea adițională pentru doamna Rasconi? Da. Putem să spunem acest lucru. Cât de mult rămâne de văzut. Deci nu vorbim de un pas revoluționar care să o ajute pe doamna Rasconi, dar de fapt are acolo un mic boost și dumneavoastră. Dar, în primul rând, din punctul meu de vedere, domnul Nicușor Dan iarăși este foarte bine, pentru că devine un actor cheie printre mulți alți pioni politici, de fapt. De ce s-a grăbit PSD sau primarul PSD, Daniel Băluță, atât de tare? Nu putea să mai aștepte să treacă alegerile prezidențiale? Domnul Băluță, dacă e să ne uităm, apropo de poziționări viitoare, pare aș dori primăria Capitalei în 4 ani. Deci, atât din rațiuni politice, de ocupare a terenului politic, cât și din rațiuni de poziționare competitivă față de alți primari, preferă să-și asume anumite bătălii. Să nu uităm că și Nicușor Dan, cu orice ocazie, poate îl ajută și dumnealui pe domnul Băluț. Deci, din această perspectivă, ei sunt competitori politici, măcar că o diferență de nivel între capitală și sector, și categoric sunt adversari politici din perspectiva faptului că Nicușor Dan, deși joacă în Cartea Independenței, cu siguranță nu are ce căuta în sfera de interes a PSD-ului. Or, domnul Băluță, în momentul de față, este cel care foarte probabil va dori să țină steagul sus pentru PSD la nivel de capitală pe viitor. Deci, iar se dovedește că, dincolo de mantra generală axată pe nevoile populației, apropo de ce discutam chiar înainte de intrarea în emisiune, dacă nu e o poveste bună și, din păcate, Băluță și, în general, PSD-ul nu știu să-și pregătească, din punctul meu de vedere, suficient de bine câteodată povestea. Pentru că, da, poate fi o nevoie reală, dar dacă nu ești băiatul bun, fata bună din povestea cu pricina, s-ar putea să pierzi, chiar dacă ai dreptate tehnică. A fost retras la timp, domnul Băluță, de către consilierii domnului Ciolacu, din această poveste? A fost retras la timp, zic eu, un pic penibil pentru domnul Băluță, pentru că și postarea respectivă a apărut așa, nu ca o frână, a apărut ca un marșarier de toată frumusețea, sancționat politic de la cel mai înalt nivel din PSD. Deci, din această perspectivă, nu cred că au câștigat nici cu înaintarea în acest dosar, dar nici cu retragerea. Mai departe, să mai așteptăm să privim în sus spre cer, poate trece lepăda neagră din această campanie electorală? Deja noi nu avem nicio săptămână în care, dacă nu o lepădă neagră, măcar cât o gâscă să mai cadă pe vreun candidat. Da? Atenție, că aici să nu ne urmărească domnul Nelu Tătaru, pe care l-am văzut cu Nu, chiar n-am vrut să bag niciun fel să bag vreun apropo la domnul Tătaru. La vas lui, conceptul de lepădă neagră a rămas la această fază de gâscă oferită ca șpagă medicului. Măcar nu suntem în dimensiune de acum 20 de ani, când lepădele erau consumabile. Deci am depășit aceasta, exact, am depășit această etapă. Iată, putem acum, lăsând gluma deoparte, putem spune că poate o animozitate la 2 decenii mai târziu din partea vienezilor, apropo de chestiunea Schengen. Da? Noi le-am mâncat lebedele, ei ne blochează în vamă. Da. Deci, aici suntem pe moment. În fiecare săptămână vedem cât un atac la un candidat. Rămâne de văzut în perioada imediat următoare cât de comunicante sunt vasele politice Mircea Joană și Elena Lasconi. Pentru că din scăderea sau creșterea una dintre ei și capitalizarea de către celălalt sau cealaltă, s-ar putea să vedem eventuale surprize la domnul Ciucă ca și concurență pentru turul 2. Eu nu cred că post ieșirea doamnei Șoșoacă forțată din teren
domnul Simion dintr-o dată ajunge la 20%, apropo de surse, de procente vehiculate. Deci se joacă. Se joacă atât din perspectiva lui Ciucă, cât și din perspectiva lui Simion și aș îndrăzni să credă și din perspectiva lui Lasconi. Nu știu dacă Geoană poate recupera suficient în zile și săptămânile următoare după ce a fost, apropo de gâscă, împușcat de mai multe ori în aripa politică. Dar acest sondaj făcut la comanda USR, care dă candidatul USR pe locul 4, mă rog, acolo la mică distanță de Mircea Geoană de locul 3, are vreo doză de credibilitate totuși? Nu au un istoric foarte bun al sondajelor care apar la comanda lor. Un sondaj comandat de USR în primăvară îi dădeau la 24%. Exact, deci aș fi un pic reticent. Nu spun că orice sondaj comandat de USR nu are valoare, spun doar că până acum, dacă e să uităm la istoric, mai degrabă aș fi un pic reticent. Și alte partide își comandă sondaje și încearcă să capitalizeze acel bonus la șeful, da? Sau la șefa, la cine comandă acei plus minus 3%, care se reflectă în aproape 6% pentru mine. Dar cred eu că în perioada asta este bine să fim reticenți în ceea ce privește diferitele sondaje care apar la diferențe foarte mari unele de altele. Bun. Discutăm despre alegeri prezidențiale, evident, dar aș vrea să mai rămânem puțin la acest subiect al referendumului. E important să dăm mai multă putere primarului general? Că de fapt asta e miza la acest referendum. Câtă putere să aibă primarul general și câți bani până la urmă din toate taxele și impozitele bucureștenilor, care unele se duc către primăria generală, altele se duc către conturile primărilor de sector? Știi, îți dai seama că îmbătrânești frumos când începi să ai memorie instituțională. Și din această perspectivă... De Traian Băsescu. Exact, mi-am adus aminte de Traian Băsescu. Cu toți îmbătrânim și dumnealui și mi-am dat seama că îmbătrânești și eu pentru că mi-aduc aminte de dezbaterea pe puterea primarului din perioada Năstase. Orice făcea, ce făcuse PSD-ul atunci, a mutat o parte din competențele primarului general la sectoare. Băsescu s-a victimizat și dacă mai țin minte, în 2004 a avut ca temă de campanie, dați-mi majoritate. Deci a venit și a cerut majoritate, mandat, da. Dați-mi și o majoritate, dați-mi și o majoritate ca să pot să joc. Deci nu s-a dus de fapt la împărțirea de putere cu sectoarele, dar a cerut majoritatea în Consiliu. Și populația i-a dat-o. Deci din această perspectivă, sigur că miza acolo e mare. Eu mi-aș dori foarte mult să văd un primar care vrea dezvoltare, nu doar un primar al protecției, pentru că Micușor Dan s-a definit foarte mult ca un primar al protecției. Și protecția este frumoasă. Nimeni nu spune că trebuie să vezi un oraș vandalizat, ca și cer al orașului, da, să vezi orice zonă de parc vandalizată, dar nici să faci ceea ce face, din punctul meu de vedere, Micușor Dan, o politică a blocajului din perspectivă imobiliară. Deci, în momentul de față, măcar, dincolo de protecția pe care spune că o oferă primarul general, totuși mai sunt date anumite permise către cei care vor să mai facă apartamente în zona rezidențială sau apartamente cu destinație economică. Da? Și să nu uităm că acest oraș are undeva între 25% și 30% din PIB-ul României, deci din avuția națională. Întrebarea este, ok, îi dau primarului general, dar primarul general ce face după aceea? Dacă luăm și competențele de la primarii de sector, o să fim după aia cu tot orașul blocat? Aproape, deci o să stăm, așa cum am stat în zona de autostrăzi câteodată, după, erau știrile acelea penibile, cu gândacul de Colorado, cu nu știu ce, Lostriță și cu asta. Eu, cu tot respectul pentru gândacul de Colorado, nu poți să nu faci autostradă când ai nevoie pentru logistica țării. Da? Din această perspectivă, aș îndrăzni să spun că inițiativa este una deșteaptă politică a lui Micușor Dan, dar eu personal, ca cetățean, nu văd de ce i-aș consolida puterea, atât timp cât puterea nu e gândită pentru dezvoltare, ci mai degrabă pentru fânarea sau pentru o regândire a acțiunii imobiliare a orașului. Pentru că e foarte ușor să spui, a, mafie imobiliară. Dar concret, care, domne, mafia asta atât de imobiliară? Că poate că sunt unul, două grupări, dar nu poți să spui de mari dezvoltatori imobiliari din zona industrială sau astea că sunt toți mafioți. Adică este un mesaj populist și cred că acest oraș are nevoie de dezvoltare. Altfel, paradoxal, ca să râdem aici ca băieții, da? Ce se întâmplă? O să-i stimuleze business-ul primarului din voluntari. Asta își dorește pentru că se vor muta orice multinațională adițională sau mulți se vor muta în zona în care se eliberează mai multe permise pentru clădiri de birouri și nu numai. Suntem siguri că asta vrem ca dezvoltarea orașului doar în afara orașului?
Nicușor Dan va fi marele câștigător al alegerilor prezidențiale, pentru că dacă se formează o majoritate de dreapta, automat va avea și el o majoritate în Consiliul General tot de dreapta, plus un guvern de dreapta la Palatul de Victoria cu care va colabora, își va putea crește sprijinul pentru București, sprijinul administrativ. Dacă este un președinte de stânga, cred că se transformă în liderul opoziției. De facto, da. De facto, da. Dacă este cel cu președinte, el este de facto liderul opoziției. Vor exista foarte probabil niște schimbări dacă doamna Lasconi nu este cea care intră în turul 2. Foarte probabil vor exista niște schimbări atât de rapide cum a apărut doamna Lasconi, atât de rapid probabil va fi schimbată în săptămânile de după alegeri. Un destin nedrept din punctul meu de vedere, pentru că e greu să ceri de un lider foarte nou, foarte fresh, rezultate spectaculoase în contextul în care tu partid ești la 8%. Dacă ea, de exemplu, scoate 15%, noi intră în turul 2, ce faci? Spui, nu ai performat? Păi e de două ori cât partidul. Adică, din punctul meu de vedere, ar trebui să există o gentilețe față de doamna Lasconi, indiferent, din perspectivă useristă, indiferent de faptul dacă intră sau nu în turul 2. Dacă nu intră în turul 2, s-ar putea să vedem o invitație din partea USR-ului de a fi salvat. Și Nicușor Dan să devină unionistul care salvează, da? Bucureștiul și USR-ul. Dacă va dori asta. Nicușor Dan a spus, l-am oft invitat la Insider Politica cu două săptămâni și a spus că în următorii 3 ani nu va intra în niciun partid politic. Pentru că el e foarte inteligent și toate respectele mele din această perspectivă. Da? Eu nu am problemă cu inteligența dumneavoastră. Eu, din potrivă, îl felicit pentru inteligența dumneavoastră, atât generală cât și politică. Mai văd din când în când anumite aspecte populiste în mesajele sale și văd o lipsă de livrare pe o parte din aspectul orașului. Dar nu trebuie subestimat, omul e foarte bun. A reușit să convingă politic. A reușit. Deci, a reușit să facă un partid. Cu o figură inocentă, cu un discurs public care, sincer, nu este super articulat. Da. Nu te impresionează cu nimic. Nu, exact. Nu te îndrăgostește Nicușor. Efectiv, aplauze la scenă deschisă pentru dumnealui, că este, sincer, îl ajută foarte mult și calitatea opoziției la dumnealui, ceea ce este trist din punct de vedere al competiției politice. Bun, mergem spre alegerile prezidențiale. Doamna Lasconi a atins plafonul de creștere sau mai poate să schimbe lucrurile în campania electorală? Cred că, paradoxal, doamna Lasconi, deși este un alt prototip feminin decât doamna Șoșoacă, ar putea inclusiv de la doamna Șoșoacă să ia 1-2%. Pentru că, până la urmă, Șoșoacă nu simpatizează pe Simion. O parte din șoșocieni, șoșociști, sau cum am vrea să le spunem, da? Între votanții lui Șoșoacă, da? Poate că s-ar duce natural, ar bascula către AUR și către Simion, dar interesul Șoșoacă este mai degrabă să-i țină într-o zonă de virulență și de mobilizare, astfel încât să-și maximizeze scorul parlamentar. Deci miza ei nu e să facă ceea ce noi numim politică endorsement, să spune votați pe nu știu care, și să-ți țină electoratul nervos o revanșart, să le spună votați la parlamentare, ne răzbunăm, facem să fie bine, da? Și probabil va veni și va spune nu votați cu. Deci mai degrabă va veni cu un îndrept negativ la vot decât să vină să spună votați Ciolacu, votați Ciucă, votați Lasconi. Dar ea, probabil spunând nu votați Simion, de facto, o parte din electoratul ei s-ar putea să uite la doamna Lasconi ca următoarea persoană pe care o poate vota sau eventual la Joana. Sună paradoxal, pentru că acești oameni sunt structurat diferiți. Exact. Dar este un vot totuși antisistem, sistemul fiind coaliția PSD-PNL. Răul cel mai mare e coaliția PSD-PNL. Exact. Dar exact. Răul cel mai mic poate fi George Simion pentru acești votanți? Cu siguranță pentru mare parte dintre ei vor veni ei la vot în ciuda apelului Divei, care va spune nu-l votați pe Simion, căci mă aștept la o asemenea poziționare. Nu, dar aici am văzut și strategia domnului Șoșoacă și mi se pare la fel inteligentă, adică dincolo de prestația sa politică. Problema dumneavoastră e faptul că țipă la noi, exact, nu-i neapărat care o voci. Acum chiar a avut logică, am urmărit-o pe câteva filmulețe și spunea să veniți cu un pix la voi, facem un chenar pe buletinul de vot, scriem Șoșoacă și punem ștampila acolo. Îți dai seama dacă după aceste alegeri ar fi măcar 100.000 de chenare din astea buletine de vot pe care să apară Șoșoacă. Da. Poate găsește și în afară de chenar, poate face o inimă. Exact. Poate bine, e vorba de cultul personalității până la urmă, dar o săptămână mai târziu, la alegerile parlamentare,
Mesajele astea s-ar putea să facă diferența între a face pragul electoral și a nu-l face. Da. Pe de altă parte, uite, având în vedere situația care s-a ivit post decizia Curții Constituționale, partidul dumneavoastră capătă o nouă semnificație. SOS-ul, oarecum, sosul acela, se justifică din perspectiva noastră. I-a transmit un semnal de SOS pentru unitate parlamentară. SOS CCR. SOS CCR. Poate faceți CCR un partid, că sunt nou acolo, cu trei oameni poți să-ți faci partid. Da, și va fi un partid democratic, că vor fi și opinii separate. Cel puțin două. Și absenteism la vot, iarăși, cum am văzut. Președintele Klaus Iohannis rămâne în continuare o povară pentru Partidul Național Liberal sau deja nu mai e perceput ca actor politic în spațiul public? A plăcut foarte mult verbul pe care a folosit. Rămâne, pentru că este un verb static. Uh-huh. Da? Static a fost, static a rămas. Deci rămâne undeva între ceea ce crede dumnealui că a făcut pentru țară și ne-a apreciat și acea pajiște cu trei găuri pe care o putea face oricine, din ce ne-a spus domnul Rareș Bogdan. Deci, cred că mai degrabă, că pe principiul acela umoristic, dinte, pauză, lipsă, gaură, cum era, cred că mai degrabă mandatul va fi definit de absența sa, din păcate. Pentru că, da, a fost un președinte foarte prezentabil, dar o țară nu se ține doar cu poze și cu o prestanță dincolo de lipsa de comunicare cu populația. Da, este un om care fizic are prestanță, dar, din păcate, a fost indiferent față de noi și destinul nostru 10 ani. Bun. Nicolae Ciucă, să ne așteptăm că se va delimita de Klaus Iohannis în această campanie? Nu se va delimita, nu are cum. Dar va încerca să spună, probabil, că mandatul dumnealui va fi mult mai activ și el va fi mai implicat. În esență, acel în slujba țării înseamnă că el chiar va munci. Prin comparație cu Iohannis și cu siguranță nu este un om prin natura existenței sale care să fie tentat de politica luxului. Deci îl văd mai degrabă la clasa business sau chiar la clasa economică pe Nicolae Ciucă ca președinte. Nu-l văd în niciun caz pe vreun jet privat. Pe acel Ciolacu? Cum vezi? La fel. L-aș vedea chiar dacă nu la business, că oricum au voie legal să meargă la business ca înalți oficiali ai statului, îl văd pe Ciolacu chiar la un moment dat prin instincte sale social-democrate s-ar putea să vrea din când în când să cătorească și la economic, să arate oamenilor că e unul de ei. Îi văd desprinzându-se de politica de concedii a președintelui Iohannis sau de percepția că munca e ca un concediu și categoric îi văd mult mai activ în comunicarea cu țara. În primul rând pentru că i-am văzut și ca prim-ministri pe fiecare și ca și lider de parlament, de cameră și de senat, imediat cum vine un coleg sau o colegă din zona de presă, ei răspund la întrebări. Nu își permit aroganță, gen o altă întrebare sau lăsați-mă. Adică sunt de oameni de bun simț. Sigur, au o șansă. O șansă au și Joana, o șansă au și Lasconi, o șansă și Sima, adică nu aș vrea să favorizez neapărat acest tandem. Dar au avantajele lor, fiecare dintre ei, din punctul meu de vedere. Par se înmulțesc așa toate aceste cazuri care afectează imaginea PSD. Am văzut decizia Curții Constituționale de a-l favoriza pe George Simion, însă prin ricoșeu toată opoziția a spus că de fapt îi servește lui Marcel Ciolacu. Apoi scandalul Nordis cu lebăda blondă Laura Vicol, ce s-a întâmplat la Piața Unirii cu Dâmbovița și Nicu Șordan versus Daniel Băluță. Astăzi, zilele astea, au mai apărut încă o fărâm așa de scandal cu Elisabeta Lipă, care are mai multe funcții, este și președinte al Federației Naționale de Canotaj, este și președinte al Agenției Naționale pentru Sport, un fel de ministru al sportului în România, este și vicepreședinte PSD, candidează și pe lista PSD la Botoșan pentru Camera Deputaților și vedem, a împărțit banii astfel încât o contabilă a ajuns să încaseze mai mult decât campionul olimpic David Popovici. David Popovici, exact. Îl afectează pe Marcel Ciolacu tot această devalorare? Indirect afectează PSD-ul. Cât îl afectează pe Ciolacu, nu sunt sigur, pentru că un grad de uzură există acolo, dar el și-a clădit o imagine în spațiu public ca om care nu încearcă să antagonizeze societatea, nu are aroganțe, rare greșeli a făcut într-o zonă în care să efectiv să mobilizeze populația în sensul în care să-i arătăm noi lui Ciolacu. Este foarte puțin pasibil
de o energie negativă masivă. Au încercat, pe de altă parte, liberi să ștampileze într-o zonă de derizoriu. Mai degrabă o ștampilă de genul acesta s-a încercat să fie pusă pe actualul premier. Deci se încearcă din partea opoziției o reactivare a narativului clasic care a funcționat la alegerile prezidențiale, și anume vino ca să oprești PSD-ul din a lua toată puterea, dar nu sunt sigur că va fi o strategie câștigătoare. Să nu uităm că inclusiv cei care au clamat echipe câștigătoare nu au ajuns foarte bine. Iată când au clamat echipele câștigătoare. Domnul Cuțu deschide lista la Galați, lista de senatori. Pare că e o împăcare forțată așa între Cuțu și conducerea PNL. S-a abținut în ultima vreme să mai critice PSD, dar a primit un loc la Galați. A primit un loc acolo. Dumnealui este competent în domeniul dumnealui, în zona finanțelor. Adică trebuie să-i acordăm și domnului Cuțu creditul profesional. Problema lui dumnealui ca prim-ministru este că a fost un prim-ministru al exagerărilor. Dacă mai ții minte, în fiecare zi vedeam vreo postare pe Facebook sau pe Twitter, să că vești fantastice pentru români. Îți venea să te mai duci odată la baie, să te speli pe față cu apă rece. Totul era fantastic, dacă mai ții minte. Încă eram în perioada COVID, post-COVID, și totul era extraordinar. Știi? Se tot vorbeau de echipe câștigătoare, de altele. Da? Deci, acele exagerări l-au pierdut pe domnul Cățu. Dar dumnealui, ca și finanțist, este un tip competent. A avut o carieră în domeniul. Adică trebuie să-i dăm cezarului sau vreo fostului cezar ceea ce este al lui. Bun. La liberali e mai mult agitație decât în PSD și poate chiar decât în USR, pentru că joacă și ei cumva viitorul. E o conștientizare a mizei foarte mare. Deci este o presiune foarte mare pe PSD să nu greșească și o presiune foarte mare de mobilizare pe, atât pe candidat cât și pe partid la nivel de PNL, la nivel de USR și aș îndrăzni să spun și de AUR. De ce? Calendarul e de vină. PSD-ul, indiferent ce se întâmplă în turul 2 la prezidențiale, intră cu un bonus la parlamentare, pentru că, sigur, PSD-ul intră în parlamentare cu un candidat în turul 2. Ce se va întâmpla cu respectivul candidat? Va deveni Ciolacu sau un președinte României? Asta rămâne de văzut. Deci, cetățenii României. Însă, dacă ești, de exemplu, în PNL și știu că nu ai intrat în turul 2, ai o problemă. Pentru că, bineînțeles, că PSD-ul va încerca să joace politic, să sună oamenii, să spună, hai, nu te grăbi, că găsim noi alte soluții, te apropii de noi după aceea. La fel, USR-ul. Dacă doamna Lasconi nu intră în turul 2, acest partid foarte probabil va rămâne sub 10%. AUR, creditat cu poate spre 15% la un moment dat din electorat, s-ar putea să se ducă spre 10-12%. Sau poate și mai puțin, dar având în vedere că vine și Șoșoacă pe mesaj revanșard, ea fiind chiar forțată să mobilizeze oamenii pentru parlamentare. Deci sunt mize foarte mari. Toată lumea este stresată și mobilizată din punctul meu de vedere și nu vom avea prea multă capacitate de trădare la partide. Cred că vom avea la aceste alegeri pentru prima dată active de partid foarte mobilizate, aș îndrăzni să spun, inclusiv la USR. Pentru că este și pielea în joc, este în joc și pielea domnilor, nu atât Voiculescu, dar oamenilor apropiați de dumneavoastră din organizația București, a lui Drulă, a altora. Deci, până la urmă, îți place sau nu de doamna Lasconi, trebuie să te mobilizezi ca USR, pentru că e în joc și eligibilitatea ta la cameră sau circumscriții. Să facem o incursiune în politica externă. Votul din Republica Moldova e decisiv pentru viitorul țării? Sau auzim, deja s-a transformat în clișeu din 4-4 S-a schimbat structura diasporei și diaspora noastră relativ diaspora noastră speră, iubește și dezamăgită fiind trece la următoarea etapă. L-a iubit întâi pe Băsescu. După aceea n-a mai votat. Supărată pe austeritatea de acasă, n-a mai votat cu PDL-ul sau, mă rog, cu ARD, cum era. S-a mutat oarecum la USL. Nu foarte mult s-au mutat la USL, dar a fost acolo. Deci USL-ul era oarecum compact. Nu puteai să spui clar dacă s-au dus la PSD sau la PNL. Cel mai probabil mai spre PNL. După aia au basculat, nemulțumiți fiind parțial de Ponta, deși Ponta a făcut multe lucruri pentru diaspora și apropo și pentru Republica Moldova. Proiectele concrete, indiferent de mesajele prioritare asociate ca pozitive de la Băsescu. Dar până la urmă, după aia diaspora s-a mutat la Iohannis, după aia a fost dezamăgită de Iohannis, s-a mutat spre USR. După aia, dezamăgită fiind de USR, s-a mutat, am văzut în exerciții electorale recente, la AUR și probabil, apropo și de scorul doamnei Șoșoacă, au venit un influx relativ mare față când ne așteptam la Șoșoacă. Deci,
AUR și Șoșoacă și USR-ul se bat puternic pe diaspor. Și PSD-ul sigur își dorește cât se poate de mult și PNL-ul își dorește un comeback, da, o revenire în zona de diasporă, dar diaspora nu mai poate fi ștampilată clar ca a cuiva. Inima ei nu bate doar într-o singură parte, cum probabil și-ar fi dorit pe vremuri Băsescu, PDL-ul, da, și ulterior PNL-ul. Iar Maia Sandu poate fi politicianul care duce Republica Moldova în Uniunea Europeană? Tehnic vorbind, nu. Calendaristic, da. În sensul în care dumneai ei poate să fie oarecum cum a fost Năstase și Iliescu, pentru că chiar și având al doilea mandat, Moldova nu prea poate intra până în 2028, dar poate să spună că pe modelul Năstase, da, sau ceea ce a spus Joana recent în campanie, apropo de închiderea, că a participat la închiderea capitolului de negociere. Deci pot să spună, am pregătit țara la cheie până în 2028, astfel încât în 2030 să intrăm. Dar nu poate să spună, sunt președintele intrării efective, pentru că în mintea Bruselului, diferitor capitale, mai devreme de 2030, e puțin probabil să există o extindere efectivă a Uniunii Europene. Deci, tehnic vorbind, chiar și cu un al doilea mandat se termină în 2028. Ea nu are cum să spună decât că am pregătit țara pentru 2030, eventual, și că decizia a fost luată. Să nu uităm că și la noi totul a fost gata în 2004, dar după aceea am intrat, de fapt, în 2007 și s-a negociat acel MCV. Foarte probabil pentru Moldova și 1-2 state din Balcanii de Vest, situația va fi cam la fel. Vom vedea lucrurile relativ împachetate până în 2028, da? Pe bază de probleme, cu aderare în 2030. Pentru Ucraina, eu zic să nu ne încălzim, lucrurile vor fi mult mai complicate pentru eventuală aderare după 2030. Dar Maia Sandu va avea și o majoritate în Parlament după alegerile de anul viitor? Puțin probabil, pentru simplu motiv că intervine oricum un nivel de dezamăgire naturală la oricine și de uzură, în special atunci când există o speranță foarte mare, ulterior, există și un anumit grad de dezamăgire. Partidul Maia Sandu PAS a primit un super bonus. Ei au avut ceea ce se numea un landslide în alegerile parlamentare. Deci au avut 61%, aproape 60 un pic de mandate, fără a avea însă majoritatea constituțională. E greu de crezut că PAS-ul va reuși, pentru că există o uzură guvernamentală în iunie-iulie anul viitor peste 50%. Ei sigur, ei pot fi optimiști, dar realist a spune că pot eventual să fie la undeva la 30%, maxim 40%. Deci ne îndreptăm spre o coaliție de guvernare la Chișinău. Cum să arate această coaliție? Cu socialiști? Nu aș vrea să anticipez, mai e până atunci. Pe moment, cred că toată lumea se uită duminică la o victorie de etapă, și anume intrarea doamnei Sandu în turul 2, probabil cu candidatul socialiștilor, domnul Stănoglu. Foarte probabil, de asemenea, domnul va câștiga în turul 2. Neclar în ce măsură va trece cu bine referendumul preuniunii europeană, care va fi, că e un singur tur pentru acest referendum, duminică. Mai sunt, pentru cei care se interesează de regiune, măcar că nu e o miză imediată pentru noi, niște alegeri foarte importante luna aceasta, o săptămână mai târziu față duminică în Georgia, acolo este iarăși o miză geopolitică foarte mare, pentru că visul georgian, partidul la guvernare, s-a dovedit mai degrabă un coșmar pentru mulți care credeau în aspirația pro-europeană a Georgiei. Ce președinte american ar trebui să-și dorească România? Eu cred că declarativ și liniștitor, doamna Harris ar fi mai reconfortantă. Pragmatic, nu ne-a fost rău sub republican niciodată și, până la urmă, nici președinte Trump nu a făcut toate grozăviile de care spunea lumea că o să le facă. Indiferent că n-a vrut, n-a putut, a fost frânat sau a venit azi și l-au convins că nu e bine. Deci eu aș spune că ar trebui să fim un pic realiști, să ne gândim dincolo de așa numite aspecte. American are propriile sale mecanisme, checks and balances, da? Așa cum și în România, nu oricine iese președinte sau prim-ministru face ce vrea. Și aici nu mă refer la celebrul stat paralel, acuzat la un moment dat de către Dragnea și alții, ci la faptul că totuși suntem o țară civilizată. Statele Unite este o țară super civilizată și constituțional și numai să avem încredere în partenerii noștri americani că își vor găsi calea. România este importantă și pentru republicani, și pentru democrați, și pentru sistemul de inteligență, diplomatic și militar american. Deci să stăm liniștiți. Să stăm liniștiți și gândindu-ne la viitorul Uniunii Europene?
noi ne și vă uităm foarte mult în Europeană, România mai puțin. România este într-o etapă istorică de vitalitate, ca și Polonia, ca și... Ne certăm noi acasă, dar totuși suntem într-o perioadă de creștere economică și de dezvoltare a țării. Singura noastră provocare este să facem această dezvoltare mai largă, astfel încât și acei 1 milion de copii, de exemplu, în prag de sărăcie, să poată să beneficieze de un ascensor social. Cum și noi doi, de exemplu. Am muncit mult, dar totuși, gândește-te cum eram îmbrăcați acum 15 ani, că poate aveam un Adidas, nu Adidas în picioare și altele. Am crescut mult, am muncit, a fost și o generație care, cred eu, că am reușit să avem o oportunitate și să ne ridicăm alături de țară, să ajungem în clasa mijlocie. În vest, situație diferită. Bunicii, părinții sunt o generație mai degrabă similară cu generația noastră. Copiii, de exemplu, în Spania, stau mult acasă. Au și doctorate, au și masterate, dar stau cu părinții pe la vreo 35. Nu prea se reușește să se angajeze. Fiscalitatea e ridicată. Economia germană încă merge, dar față de cum mergea, nu mai merge așa de bine și unii au pretenție inclusiv de a numi, zic eu, nedrept Germania ca o bonavul Europei. Germania nu e bonavul Europei, e principala economie a Europei. Franța are mari probleme, inclusiv din perspectiva datoriei publice și din perspectiva, apropo de importanța cheltuielilor publice, lecție și pentru ai noștri, dar și în perspectiva majorității parlamentare din spatele acestui guvern ciudat, Barnier, ca asamblare. Deci, e și mult văitat, sincer, în Europa de vest și în consecință că lumea se vaită și vorbește de declin, sigur lumea zice, aoleo, ce se întâmplă cu Europa? Eu cred că trebuie să o luăm un pic mai ușor cu Europa pe scări. Europa nu moare de pe zi pe alta, au mai fost crize și soluția tot timpul a fost o integrare mai puternică. Miza pentru noi este următoarea, să fim mai puțin provinciali, inclusiv în dezbaterea publică și politică cu privire la Europa și să înțelegem că nu e un club al prieteniei. Fiecare își urmărește interesul. Ce așteptări au românii de la viitorul președinte? Sau nu mai pot să aibă așteptări? Să muncească, în primul rând, iartă-mă că sunt atât de subtil. La față de Iohannis, nu cred că... Deci noi am mutat un pic pendulul, da? Iliescu a muncit și el cât a putut, în special în tura a doua a fost conștient de misiunea sa istorică și n-a mai trenat reformele ca în primele mandate de anii 90. Deci, Iliescu 1 sau Iliescu 1 plus 2 au fost liniștiți, dar poate prea liniștiți. Constantinescu, multă speranță, dar a fost copleșit de inflație și de alte și s-a declarat învins de sistem. Dar totuși, un lord și amândoi amâni. Iliescu, tura următoare, a înțeles că misiunea lui istorică alături de Năstase e să ne bage în UE și NATO, s-au străduit. Băsescu a fost cel însărcinat cu lupta anticorupție. A avut, din punctul meu de vedere, un prim mandat bun, al doilea mandat mai greu, mai nu la fel de bun calitativ. Și după aceea ne-am mutat, am basculat de un președinte hiperactiv, poate obositor de activ, la unul calm care ziceam noi că fiind neamț, așa, ne-am gândit că o să muncească. Nu prea a muncit, a fost mai mult pe la golf, lucru șocant și pentru actorii germani care vin prin România și văd ce face omul ăsta. Adică nu recunosc nici nemții, nici sașii, nici comunitatea lui, nu recunosc din această perspectivă. Și acum nu cred că e cazul să revenim într-o zonă de prea puternică mână forte, cred că pur și simplu trebuie să avem un președinte decent care să vorbească cu noi, președinte, bărbat sau femeie, din nou. Este opțiunea românilor. Nu mai contează că noi și nu sunt atât de mult ideologici. Eu nu doresc atât de mult un președinte de dreapta, da? Sau un președinte de stânga. Până la urmă, noi și sunt foarte pragmatici. Și Partidul Național Liberal a mai luat măsuri de stânga și PNL-ul, și PSD-ul a mai luat măsuri de dreapta. Deci nu putem să spunem că, wow, PNL-ul este super de dreapta, sau USR-ul. USR-ul e mai degrabă un partid, dacă te uiți la ei ca valori, și ca asta mai degrabă un partid de stânga decât un partid de dreapta. Însă așa le place lor, s-au obișnuit de la Becali încoace, mai țin minte ce spunea Becali, Dumnezeu e dreapta, dracu e stânga. Adică atât s-a putut și se încearcă mersul pe ideea de președinte de dreapta, nu președinte de stânga. Ciolacu mi se pare că e un tip pro-business cu instincte de stânga. Pentru că PSD-știi știu că din când în când trebuie să mai mărească salariile și pensiile. Sunt credibili liberalii când spun nu ne mai place cu PSD, dar stăm la guvernare cu PSD. Până la urmă, liberalii și useriștii au o mare șansă. Și anume faptul că economia României a crescut și avem clasă mijlocie. Deci piața de dreapta s-a creat. În mod ironic, începuturile piețe de drepte mai solide au venit în perioada Năstase, pentru că atunci a început să crească
că economia clasa mijlocie sub Tăricianu, da? Apropo de schimbarea de fiscalitate, au rămas mai mulți bani la noi, creditul cu buletinul și alte măsuri. Deci există o piață pentru dreapta, există clasă mijlocie, slavă Domnului, România. Dincolo de cei care sunt bogați sau foarte bogați, sincer, țara și economia e ținută de clasa mijlocie, mare parte. Deci, și oamenii ăștia, în general, sincer, cam vor să fie lăsați în pace. Nici nu mai vor să mai fie ajutați de guvern foarte mult, pentru că guvernul de multe ori e considerat la noi parțial incompetent. Nu e tot timpul adevărat acest lucru. Guvernul la noi de multe ori are bune intenții. Însă trebuie să recunoaștem că nu le iese întotdeauna fie comunicare, fie politica publică, indiferent de cine îl guvernează. PSD e credibil când spune vrem să ajungem la Cotroceni, n-am mai fost acolo de 20 de ani, dar suntem dispuși să împărțim puterea. Nu vrem toată puterea. Păi ei preventiv vin și încearcă să contrabalanceze ceea ce știau că vine și se dovedește că vine un narativ de genul nu lăsa PSD-ul să ia toată puterea. Și singura modalitate în care tu poți să contrabalancezi este să spui, da uite, compar cu tine. Chiar nu vreau toată puterea, uite, îți spun primul ministru de la PNL sau din altă parte. Și chiar se va întâmpla asta? Eu cred că se va întâmpla asta. Odată ajuns la Palatul Cotroceni, domnul Ciolacu va împărți puterea, va face cadou o funcție atât de importantă, cea de prim-ministru? O să da poziția de prim-ministru, dar contează foarte mult și negocierea pe ministere. Pentru că degeaba ai dat la PNL, să spunem că iasă Ciolacu președinte. Ok, ai prim-ministru liberal și dacă le dai la liberal ministerul finanțelor, este un cadou otrăvit. Pentru că sunt foarte multe... Sunt foarte multe măsuri mai puțin populare care s-ar putea să vină semnate de la Ministerul Finanțelor. Și dacă tu iei, de exemplu, în continuare transporturile, dacă tu iei energia, dacă tu iei mediu, dacă iei ministerele care în continuare atrag multe fonduri europene sau bani din PNRR, acolo unde e miza mare, da? Unde sunt banii, da? Pe până la urmă poți să lași fața guvernului PNL sau Ministrul Finanțelor PNL, pentru că până la urmă portofoliul Grindanu e foarte important, portofoliul Burduja e foarte important, portofoliul Ministrului Liberal al Mediului este important. Să nu uităm că tradițional UDMR-ul vrea Ministerul Mediului. De ce vrea UDMR-ul Ministerul Mediului? E chiar un minister important, nu e doar așa de frunză verde, da? Că vrei să ții mediu. Sunt fonduri multe acolo, e o poveste mare globală legată de schimbările climatice, respectul pentru mediu și numai. Să ne așteptăm la vreo mare surpriză la alegerile parlamentare, nu la cele prezidențiale, pentru că aici e o luptă în 5. N-are de unde să mai apară un candidat din spuma mării. Însă la parlamentare sunt acolo câteva partidulețe. Reper, Sens a apărut, Partidul Nicu Ștefănuță, Partidul Drept. Pot să treacă pragul electoral și să influențeze viitoarea majoritate? Eu nu aș vrea să le diminuez șansele. Le urez spor la treabă și mobilizare plăcută. Pentru că, până la urmă, dincolo de bune intenții, mobilizarea electorală contează. Nicu Ștefănuță, care a avut o campanie foarte reușită la europarlamentare, i-a ieșit pe persoană fizică. Va reuși să iasă ceva. Singur, da, va reuși să iasă ceva colectiv? Rămâne de văzut. La Reper sunt mai mulți oameni talentați politic. Tura trecută nu le-a ieșit în zona europarlamentară. Eu personal regret pentru că ei au avut europarlamentari foarte buni. Chiar cu realizări acolo în Parlamentul European. Da. Adică au lăsat ceva în urmă. Cei de la Reper, chiar 4 din 4 au fost foarte buni. Buni sau foarte buni europarlamentari. Posibilă intrarea lui George Simion în turul 2 ne întoarce în anul 2000 sau, de fapt, ne îndreaptă către un alt tip de politică? Mesajele sunt diferite. Frustrările pe care AUR se mulează nu țin în primul rând de maghiari. Era gândit Vadim mai degrabă din perspectiva apărătorului interesului românesc împotriva agresiunii maghiare. Deci, din această perspectivă, nu a spune că e un comeback al anilor 2000, doar pur și simplu o situație similară în sensul în care, pe bună dreptate, Ciolacu poate să spună hai să salvăm democrația. Cum și Iliescu a spus atunci, hai să salvăm democrația. Deci asta e singura semănare, de fapt. Mesajul din partea candidatului PSD, hai să salvăm democrația și se vezi atunci PNL-ul, Lasconi, USR-ul și pe alții cum vin și spun hai să salvăm democrația. Dar cum a ajuns totuși George Simion, într-un timp atât de scurt, să aibă șanse la finala prezidențială? Păi, Simion face în primul rând o chestie pe care nu toți liderii de partid o fac. El face foarte mult teren, el vorbește foarte mult cu oamenii. Noi, canaliști, discutăm cu toată lumea, cu surse din toate partidele. Și
pentru că e normal să discutăm cu sursele din toate partide, să înțelegem un pic mai bine și gândirea din spate mesajelor publice. Și ei fac foarte mult teren, cei de la AUR. Îți convine, nu-ți convine mesajele, dar ei fac, bat mult la ușă, și au o prezență puternică online. Până la apariția AUR, cei mai puternici online erau cei de la USR. Acum, cei de la USR, sincer, au un adversar puternic de câțiva ani în cei de la AUR, inclusiv ca proiecție a mesajelor și inclusiv în șoșoacă au un adversar. Da? Pe TikTok e foarte greu să te pui cu șoșoacă. Șoșoacă, crezi că va lăsa Parlamentul European să vină, să se întoarcă în Senatul României ca să fie un actor mai relevant? Nu cred că va pleca. Cred că va prefera o botniță pe 7.000 de euro plus beneficii în zona europeană decât să se întoarcă în România. Multă lume critică din zona asta suveranistă, ca să le facem un compliment, pentru că suveranist e totuși un cuvânt frumos față de comportamentele unora dintre actorii din această zonă. Mult din zona suveranistă europeană, inclusiv cei de la UKIP pe vremea când Marea Britanie și Farage și alții, pe vremea când Marea Britanie făcea parte din Europeană, erau foarte fericiți cu salariul lor foarte mare, în timp ce și cu beneficiile lor de la Bruxelles, în timp ce veneau acolo și criticau la sesiuni parlamentare Bruxelles. Deci e ușor să critici Bruxelles fiind plătit de Bruxelles. Ultima întrebare, foarte scurt. Ludovic Orban și Eugen Tomac au șanse să-și ducă această alianță, coaliție? Mie îmi place competiția politică și reușește succes. Mi-e greu să estimez dacă vor reuși sau nu. Mulțumesc mult, Radu Mărgin. Și eu mulțumesc mult. Te mai aștept aici la România Politică și la Prima News. Noi am ajuns la final. Ne vedem luni la ora 18 aici, la Prima News cu România Politică. Rămâneți cu noi!